Mai avem un invitat, îl avem invitat pe Andrei Nica, avocat și președinte. Marea mișcare, mulțumesc, deci nu s-a întâmplat nimic, nu avem niciun arestat, nu avem niciun accident mortal, nu știu dacă cumva nu aș vrea să mă încurc, dar m-am încurcat. Da, a fost o zi fără accidente, fără audieri și arestări. Vă mulțumesc pentru invitație. Da, pentru că unul dintre oamenii care mi-au confirmat și s-au și ținut de cuvânt vis-a-vis de confirmare cu ora și au și înțeles că un program trebuie respectat, este Andrei Nica, care a spus: dacă nu am vreo arestare, vin cu mare drag. Nu au fost arestări, vine cu mare drag, dacă nu mă enervez eu, nu vor fi nici până la final arestări. Vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani pentru cei 8 ani. 8 ani, 8 ani, 8 ani. De mergem cumva pe clasa a doua, cred, cumva. Cum este să încerci să faci, să te implici social în Piatra Neamț? Este minunat, o fac din entuziasm. Toată lumea mă întreabă: băi, când mai ai timp? Cum de ai timp? Serios, să faci toate urma astea? Întrebarea, dar eu cred că tu mi-ai furat foaia. Nu. Când îți place ceea ce faci, o faci cu drag, găsești timp. Este deschisă societatea? Sunt deschiși oamenii la toate evenimentele pe care le faci tu? Sau întâmpin și reticențe? Pentru că ce am descoperit eu în Piatra Neamț este că dacă ideea este altuia, nu-i bună. Este o idee originală. Noi am strâns lângă noi peste 8 parteneri. Aici vorbesc și de autorități, dar și de alte ONG-uri, fundații sau antreprenori locali care s-au implicat foarte mult în proiectele noastre. Au văzut că tot ceea ce facem este de impact, e cu un scop educativ. La ultima ediție au venit peste 10.000 de oameni. Adevărat, da. A fost o desfășurare de forțe acolo. O să vedeți ce pregătim acum pentru a treia ediție. Nu pot să vă dau prea multe detalii. Nimic, nici măcar un pic. În aprilie va avea loc pe platformele online un teaser, unde vom anunța data următorului eveniment. Așa, pe și câte acolo zile se extinde acum, asta v-am spus. Deci, nu va fi o singură iată, zi. Avem breaking news și exclusiv, vor fi mai multe zile? Da, mai multe zile, și dacă anul trecut am avut un buget de 35.000 de euro, anul ăsta ne ducem la aproximativ 100.000 de euro, deci vă puteți da seama. Deci va fi ceva foarte tare. Bă, cum comunici? Pentru că vorbeai de platforme online mai devreme, vorbeai de teasere, deci cumva ești familiarizat cu piața media și cu trendurile de comunicare în online, de, nu știu, un soi de, de marketing, să-i spunem marketing, chiar dacă evenimentele sunt unele în folosul comunității, reușești să strângi și sponsori lângă tine. Cum comunici? Care-i secretul comunicării tale? Păi, în primul rând, la cine merg îi place ideea mea, își dă seama, deci, de potențial. Da. Cucerești prin idee. Și prin scopul caritabil, tot timpul noi dăm înapoi ceva comunității, lăsăm în urmă. Și când e vorba de copii, de tineri, de adulți, de educația lor, că e financiară sau pe alt plan, domeniu... Cât de importantă este educația, Andrei? Cred că e cel mai important lucru. N-avem cum să ne schimbăm, să evoluăm și să credem că putem fi mai buni și să facem lucruri mai serioase pe plan local, dar și pe plan național, dacă nu ne educăm, dacă nu ne dăm seama că de aici pleacă totul. A scăzut un pic nivelul de educație? Vârfurile sunt mult mai educate decât eram noi. Noi vorbesc generația mea, tu ești mult mai tânăr. Vârfurile sunt acum, având acces la atâtea informații, sunt extrem, extrem de conectate în viața reală și ne-au depășit cu mult, dar totuși marea nu era mai uniform. Marea masă-i undeva ceva de Doamne ferește. Asta e ținta noastră. Vrem să educăm marea masă. Marea masă, nu? Da. Păi gândiți-vă, anul trecut am avut vreo 35 de voluntari. Anul ăsta avem peste 100 de voluntari. Iarăși copii care, news, 100 de voluntari. Copii care au împlinit vârsta de 18 ani, care învață de la noi, cărora le spun la ședințe, că acum avem și ședințe săptămânale, super, este nevoie. Super. Că-mi doresc ca măcar câțiva dintre ei să-i văd peste câțiva ani că fac astfel de proiecte sau că ajung departe prin experiența pe care o au la Asociația Marea Mișcare. Te felicităm, da. Îți dorim succes. Mulțumim. Pam, pam. Mulțumim. Ai descărcat vreodată filme sau muzică piratate? Domnul avocat, răspundeți cu am, n-am.
Da. Asta pe rețelele sociale în timpul ședințelor, conferințelor sau în sala de tribunal? Da. Ai depășit viteza legală? De multe ori. Ai fost avocatul diavolului? Nu cred. Nu crezi? Nu. Mulțumim, Andrei, mult succes! Mulțumim la fel, la mulți ani încă o dată! Mulțumim, mulțumim!